În inima vechiului Tomis, edificiul roman cu mozaic își recapătă frumusețea de odinioară. După ani de așteptare și multiple licitații eșuate, lucrările de restaurare începute în octombrie 2022 sunt aproape de finalizare. Specialiștii italieni curăță cu migală pavimentul cu mozaic, readucând la viață culorile și frumusețea acestuia, grav afectată de timp și neglijență. Un'opera di una grande bellezza. O operă de o mare frumusețe, dar care din păcate a fost neglijată și care avea nevoie urgentă de atenție și de restaurare și merita să fie pusă în valoare așa cum trebuie. Cel mai greu proces a fost cel de curățare, căci în urma curățării am putut să vedem din nou mozaicul, apoi procesul de consolidare care s-a făcut cu materiale naturale cât mai apropiate de naturalul mozaicului. Imaginați-vă că o persoană a lucrat o lună și jumătate în genunchi pe jos și a atins fiecare pietricică de mozaic în parte pentru a vedea dacă este solidă sau nu. Iar noi treceam și refăceam mozaicul, tăiam și puneam la loc, astfel încât mozaicul să arate cum a fost la origine. Edificiul a suferit nu doar din cauza trecerii timpului, ci și a lucrărilor de modernizare a portului realizate de Angel Salini. După ani de zile de licitații eșuate, întârzieri și amânări repetate, Consiliul Județean Constanța a reușit în 2022 să semneze ordinul de începere a lucrărilor cu o companie din Italia. Aceștia spun că lucrarea este aproape gata după ce fiecare piesă de mozaic a fost atent curățată. Suntem în ultima fază de intervenție asupra mozaicului, unde vom scoate în evidență părțile colorate mai puțin clare cu ajutorul unui lichid diluat și acestui burete de mare pentru a penetra suprafețele și a le lăsa curate, dar și pentru a permite luminii din timpul zilei să se distribuie uniform pe suprafața mozaicului. Cu o valoare totală a contractului de aproape 10 milioane de lei, restaurarea implică nu doar pavimentul cu mozaic, ci și zidăria, fațada și acoperișul. De asemenea, monumentul a fost dotat cu sisteme de climatizare, siguranță la foc și antiefracție. Clădirea a fost abandonată de foarte mult timp, nu s-a lucrat la ea. Din partea acoperișului a foarte multă infiltrație, numai că am găsit aici galete unde pe mozaic intrava apa. Și s-a lucrat foarte mult și pe partea asta de consolidare, s-a demolat toate stâlpii, s-a refăcut unde ar fi avut nevoie, curățată armatura. Din păcate, condițiile de structură erau foarte maliorate, foarte... Așa că lucrarea a fost o lucrare complicată și zona, este o zonă de greu de acces și cu utilaje și cu tot ce avem avut nevoie. Sticle, montare sticle și asta a fost foarte greu să ajungem în fiecare latură de clădire, nu având spațiu unde putem să ajungem cu utilaj. Edificiul roman cu mozaic, descoperit în 1959 în timpul lucrărilor de construcție a unor blocuri pe faleza sud-vest a Constanței, este renumit pentru somptuozitatea decorului său interior. Din cei aproximativ 2000 de metri pătrați inițial ai mozaicului pavimentar, astăzi s-au păstrat 400 de metri pătrați. Deși lucrările de restaurare se apropie de final, edificiul nu va fi deschis pentru turiști în acest sezon estival. Teatrul de Stat anunță o ediție de excepție a festivalului Season în această vară. În ciuda tăierilor bugetare de la primărie, festivalul merge mai departe și va încânta publicul timp de mai multe săptămâni până în luna septembrie. Anul trecut, contribuția principală a avut-o primăria. Anul acesta, din păcate, primăria n-a mai putut susține acest eveniment, dar noi nu am vrut să oprim sub nicio formă acest proiect. L-am redimensionat, este mult mai mic. Season înseamnă stagiunea estivală a artelor spectacolului și este organizată de Teatrul de Stat din Constanța în perioada 10 iulie-8 septembrie 2024. Teatrul de Stat Constanța a făcut publice spectacolele ce urmează a fi oferite publicului în 7 locații, cele mai importante fiind Teatrul de Vară Soveja, Grădina Tomis și Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Anul acesta avem din nou teatre din toată țara, de la Iași, de la Sibiu, din București, din Timișoara, din Galați, din Oradea, din Brăila, din Târgu Mureș, din Craiova, din Petroșani, Ploiești, Miercurea Ciuc și din Chișinău. SIS este un festival de calibru greu, întrucât adună ca public 30.000 de oameni la 30 de evenimente teatrale și de stradă. Se întinde anul acesta pe durata 9 săptămâni, începem în această săptămână, începem în weekendul acesta și terminăm pe 8 septembrie, ne ducem puțin în extra sezon. Evenimentul este unul finanțat de Consiliul Județean Constanța. Rămași fără finanțare de la primărie, actorii au căutat alte surse de finanțare în alte direcții, au găsit sprijin la Consiliul Județean și la sponsori din industria energiei. Politica trebuie să fie un suport pentru artă,
De cele mai multe ori, instituțiile caportează pentru că ei n-au suport material. Arta unește oamenii, arta îi face mai bun pe oameni. Cultura este esențială în educația noastră. Educația, perspectiva viitorului ține de educația prin cultură. Festivalul de teatru SIZ are și o componentă dedicată copiilor și va aduce la Constanța și corul Madrigal. SIZ de anul acesta are 3 spectacole și încă un pop-up la Cluj anul trecut. Vorbim de componenta pentru copii, SIZ pentru copii, unde din nou Teatrul Țândărică va apărea în mai multe locații din Constanța. În perioada 15-17 august, Madrigalul va veni cu 3 evenimente absolut speciale. Anul acesta este a 3-a ediție a festivalului care a repus Constanța pe harta culturii naționale. Este invazie de alge pe litoral, iar autoritățile reușesc cu greu să țină situația sub control. Intervin aproape în fiecare seară, însă a doua zi plantele verzi revin la mal spre disperarea turiștilor care trebuie să calce pe un covor uriaș de alge pentru a intra în apă. Operatorii de plajă le strâng cu greble și lopeți, iar seara cei de la Apele Române le colectează. În ultimele zile munca lor pare însă zadarnică. Cele mai multe alge sunt la Mangalia și la Năvodari. Pe litoralul românesc, administrat de administrația bazinală de apă Dobrogea Litoral, se manifestă foarte intens fenomenul de dezvoltare algală. Acest fenomen lasă urme adânci în această perioadă la intrarea în apă și pe mal foarte multă alge. Zonele care sunt puternic influențate de alge sunt OAT Năvodari, OAT Eforie și OAT Mangalia. Noi, Apele Române, Dobrogea Litoral, acționăm cu toate forțele pe tot litoralul românesc, unde avem alge. Am cules în perioada aceasta în jur de 800 de tone de alge, care le ducem la gropile noastre de depozitare. Specialiștii ne dau asigurări că nu trebuie să ne facem probleme pentru că algele nu sunt periculoase, iar fenomenele de înflorire algală sunt obișnuite atunci când temperaturile cresc. Nu trebuie lăsate însă în soare pe termen îndelungat pentru că, pe lângă aspectul neplăcut, ele emană și un miros înțepător. Temperaturile foarte ridicate sunt, zic eu, principalul factor în urma căruia explozia această populațională la algală este mai consistentă. Firește că este foarte important de luat în considerare și curenții marini, fiindcă nu am prea avut în ultima vreme vânt de sud. Anul trecut am avut din plin și a scăzut temperatura apei până la 13 grade în august. Poate acum vom avea mai puțin sud, ar fi bine să comandăm așa o săptămână, două de vânt de sud, care să răcească puțin apele, să răcească puțin ecosistemul încins în sensul productivității. Este un fenomen natural, este un fenomen normal. Miros, exact. La picioare se simte zgârbos, nu e plăcut. Și copiii nu se joacă, ne simt după aia. Destul de rău, dar na, ne conformăm. Încolo puțin mai curat. Noi am intrat așa pe partea cealaltă și na, am intrat în apă, ce să facem. Utilajele de la Apele Române au fost prezente aproape, să zicem, în fiecare seară, dar parcă sunt ineficiente, nu știu ce se întâmplă în direcția asta. Ei vin să străduiesc și încearcă să rezolvă treaba. De la începutul sezonului estival și până în prezent, aproape 1000 de tone de alge au fost deja colectate de pe întreg litoralul românesc. O mașină de pompieri s-a făcut scrum pe un câmp de lângă Nazarcea din cauza unui incendiu de vegetație uscată. Șoferul mașinii de pompieri a ajuns la spital intoxicat cu fum. Mașina de pompieri era în misiune când a luat foc. Ofițerii de la ISU fuseseră chemați să stingă un autoturism cuprins de flăcări în apropierea unui câmp din Nazarcea. În timpul misiunii, vântul s-a întețit, iar flăcările s-au extins rapid la miriștea din apropiere. Pentru a stinge câmpul cuprins de foc, ISU Dobrogea a suplimentat forțele de intervenție. Chiar dacă una dintre autospeciale a fost amplasată într-o zonă sigură, schimbarea direcției vântului a făcut ca flăcările să afecteze și una dintre autospecialele alocate la caz. Brusc, focul s-a întors și a cuprins cauciucurile mașinii pompierilor. Servanții erau cu furtunele de 50 de metri la mare distanță, așa că roțile s-au aprins ușor. Șoferul s-a urcat la volan și a încercat să scoată mașina din foc, dar aceasta nu a mai pornit. Militarul, învăluit într-un nor gros de fum negru, abia a găsit drumul ca să se salveze.
Șoferul de pe autospecială a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind intoxicat cu fum. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean Constanța, conștient cooperant. 220 de hectare de miriști au ars lângă comuna Nazarce, iar misiunea de stingere a focului a durat câteva ore bune. Au fost emoții, lacrimi de bucurie, dar și de tristețe, ieri după afișarea rezultatelor examenului de bacalaureat. Chiar dacă cei mai mulți absolvenți și-au aflat rezultatele online, au fost câțiva care au venit fie singuri, fie însoțiți de părinți sau de prieteni în centrele de examen. La nivelul județului Constanța, niciun elev nu a obținut media 10. Rata de promovare la nivelul județului a fost de aproape 80%. Față de anul trecut, rezultatele din acest an de la examenul de bacalaureat sunt mai slabe la nivelul județului Constanța. Cea mai mare medie din județul Constanța a fost obținută de un elev de la Liceul Teoretic Lucian Blaga, 9,98. Iașul este județul cu cele mai multe medii de 10 din țară. Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri 12 iulie. Fiecare lucrare va fi recorectată de o nouă comisie de examinare, formată din profesori de specialitate care nu au fost implicați în evaluarea inițială. Plaja artificială din zona 10 Steaguri din stațiunea Neptun a fost finalizată pe un tronson de 300 de metri spre sud de către antreprenorul lotului 8 Neptun Jupiter în mai puțin de două săptămâni de la începerea lucrărilor de nisipare. În contextul pierderii suprafețelor de nisip din sudul litoralului și a eroziunii accentuate din zonă, eforturile intense ale beneficiarului și constructorului au permis mobilizarea rapidă a echipelor de lucru pentru a răspunde nevoii urgente de intervenție. Astfel, turiștii vor avea acces la 10 de hectare de plaje noi chiar din acest sezon estival. În această zonă, lucrările de nisipare sunt planificate pe o distanță de aproximativ 2,5 km, ce acoperă 3 celule de plaje delimitate de la Neptun la Venus. La punctul de trecere a frontierei Vama Veche din județul Constanța, polițiștii de frontieră român împreună cu omologii bulgari au efectuat o acțiune comună, având ca scop prevenirea și combaterea migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere. Cu această ocazie au efectuat pe sensul de intrare în țară controlul specific asupra unui autocar care se deplasa pe ruta Turcia-România. Astfel, polițiștii de frontieră au descoperit în compartimentul destinat bagajelor 209 parfumuri care purtau semnele unor mărci cunoscute susceptibile a fi contrafăcute. Acestea aparținau unui cetățean turc care nu deținea documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea în circulație. Produsele, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează o anchetă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs, purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Căsătoriile și divorțurile încheiate în afara țării trebuie înscrise pe marginea actului de naștere al cetățeanului român. Cererea trebuie să includă certificatul sau extrasul de căsătorie și sentința de divorț, ambele în original, fotocopie și traducere legalizată. Documentele se depun la primăria unității administrativ-teritoriale unde se păstrează actul de naștere și se trimit spre aprobare la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor. Pentru înscrierea divorțului, hotărârea străină trebuie recunoscută de un tribunal din România. Dacă sentința de divorț nu precizează numele de după divorț, se solicită declarații autentificate pe propria răspundere. Mai multe informații despre acest subiect pe site-ul nostru dototv.ro. Centrul Teodor Teburada vă invită să luați parte la un eveniment cultural educativ de excepție. Este vorba despre turul cultural Regii României, organizat în colaborare cu profesorul dr. Răzvan Raul Ivan, ghid în turism. Evenimentul va avea loc miercuri 10 iulie de la ora 18. Participarea este gratuită, iar traseul include mai multe obiective, printre care Biserica Greacă, Palatul Regal, Casa Grigorescu, Templul Așchenaze și Moschea Regală Carol I. Turul cultural Regii României marchează 158 de ani de la momentul istoric în care Carol I, primul rege al României, pășea pe pământ românesc după războiul de independență și unirea Dobrogei cu patria mamă în 1878. Constanța devine un punct de referință pentru familia regală. Conexiunile familiei regale cu orașul de la malul mării au continuat și după 10 mai 1881, când România a devenit regat, avându-i ca primii săi monarhi pe regele Carol I și regina Elisabeta. Urmașii lor, regele Ferdinand I și regina Maria, precum și regele Carol al II-lea și succesorii acestora, au manifestat un interes constant pentru dezvoltarea Constanței.
Este cod galben de caniculă și urmează zile toride, în special în partea continentală a Dobrogei. Temperaturile maxime vor atinge și chiar depăși 35 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. La Constanța s-au înregistrat astăzi 31 de grade Celsius, iar cerul a fost mai mult senin. Mâine, mercurul din termometre va urca până la 32 de grade. Lucrurile nu vor sta altfel nici joi, vor fi din nou 32 de grade Celsius, deci căldură sufocantă. Temperaturi ridicate vor fi și pe parcursul nopților care urmează, maxima va urca până la 25 de grade Celsius. La Cernavodă, vreme caniculară, astăzi au fost 37 de grade Celsius, iar cerul variabil. Pentru mâine, meteorologii prognozează aceeași temperatură și disconfort termic accentuat, iar joi temperaturile urcă până la 39 de grade. Pe parcursul nopților care urmează sunt așteptate temperaturi de până la 23 de grade Celsius. Cald și la Mangalia au fost 31 de grade în atmosferă, iar cerul variabil. Mâine, mercurul din termometre va atinge valoarea de 32 de grade Celsius, iar pentru ziua de joi, meteorologii prognozează 33 de grade și mult soare. Pe parcursul nopților care urmează, mercurul din termometre va urca până la 24 de grade. Găsit la știrile Dotosport. Farul Constanța a fost desemnată pentru al 6-lea an consecutiv cea mai bună academie de fotbal din România. Clubul condus de Gică Hagi a obținut cel mai mare punctaj în clasamentul anual realizat de Federația Română de Fotbal. Farul Constanța a dominat din nou clasamentul academiilor de fotbal din România, obținând un impresionant punctaj de 92,53 din 100. Această evaluare se bazează pe 7 criterii esențiale, inclusiv strategie, echipe și jucători, staff tehnic și infrastructură. Clubul Constanțean a fost urmat în clasament de AFK Cicșere, Domir Cureaciuc și Universitatea Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, academii susținute financiar de Gigi Becali și Mihai Rotaru. S-au clasat pe locurile 4, respectiv 8. Farul demonstrează astfel angajamentul pentru excelența în fotbalul juvenil, fiind un model de succes în formarea tinerelor talente. Hagi reușește transferul momentului în Superliga. La Farul Constanța va ajunge Victor Dican, capitanul echipei FC Botoșani. Victor Dican, mijlocaș defensiv care poate juca și în linia de fund, se alătură Farului Constanța, mutarea fiind confirmată de antrenorul Bogdan Andone. Dican va înlocui posturile cheie lăsate libere de Dragoș Nedelcu și Tudor Băluță, oferind soluții valoroase pentru strategia lui Gică Hagi. Dican, care a purtat banderola de capitan la Botoșan și a fost în atenția selecționerului Edi Ordănescu, are șanse mari să ajungă rapid la Naționala României. Transferul său include o sumă de bani, dar și doi jucători la schimb. CSM Constanța a încheiat Cupa României de box feminin cu un bilanț impresionant, 3 medalii. Amalia Nița a obținut aurul la tineret, iar Melissa Orazakai și Ionela Șoacăț au câștigat bronzul la junioare. Amalia Nița a triumfat la categoria 81 de kg tineret, câștigând atât semifinala cât și finala prin abandon în prima repriză. La junioare, Melissa Orazakai, categoria 52 de kg, și Ionela Șoacăț, categoria 54 de kg, au câștigat medaliile de bronz. Această competiție a fost o pregătire importantă pentru campionatele naționale feminine din Constanța și campionatul mondial unde Amalia Nița va participa. Cele trei sportive sunt antrenate de Mihai Constantin și Ionuț Bodilcu. Triatloniștii de la CSM Constanța au dominat campionatele naționale pe distanță olimpică, obținând medaliile de aur și argint. Carol Pop a devenit campion național, iar Raul Petre a obținut locul secund. Sportivii antrenați de Cristian Doicescu și Gabriel Constantinescu au excelat la competiția desfășurată la Sân Georgiu de Pădure. Carol Popa, lider european la categoria sa, a obținut aurul în prima sa cursă pe distanță olimpică, care a inclus 1,5 km de not, 40 de km de bicicletă și 10 km de alergare. Raul Petre, colegul său, a câștigat medalia de argint. În cadrul Transilvania Triathlon Festival, Amalia Singuran a triumfat la junioare, iar Gabriel Mihăilescu și Paul Galoi au ocupat primele două locuri la juniori. Acestea au fost informațiile din sport. Rămâneți pe Doto TV. Seară minunată!